Alianța Dreapta Unită merge în Comuna Dumbrava pe mâna fostului primar Dumitru Cioană. Acesta și-a depus candidatura pentru un nou mandat. Marin Cioană și-a depus candidatura sâmbătă pentru a reveni la conducerea primăriei Dumbrava împreună cu o listă de consilieri din partea Alianței Dreapta Unită. Acesta dorește să își pună întreaga experiență în slujba comunității sale și cel mai bun exemplu este chiar preocuparea sa pentru a rezolva problema apei în cele 11 sate ale comunei. Pentru puterea exemplului, candidatul Dreptei Unite a construit prima fântână în satul Brângleasa. Am gândit față de colegii mii de cetățeni să fac să reabilitez această fântână în satul Brângleasa, care să ia apă majoritatea cetățenilor din comună. Și îmi doresc în continuare la această comună, care se are 11 sate, să fac cele 22 de fântâni să le reabilitez pentru viitor. Marin Cioană a fost primar al comunei Dumbrava, are experiență în administrația publică locală și cunoaște cel mai bine comunitatea și problemele acesteia. Este și motivul pentru care susține că are soluții pentru reabilitarea unui număr de 22 de fântâni din cele 11 sate ale comunei Dumbrava.